A fost prăpăd noaptea trecută în mai bine de jumătate de țară, după ce a plouat torențial. Neamț se numără printre județele grav afectate de viituri. O femeie de 73 de ani din Bodești a fost salvată de pompieri în ultimul moment din calea apei, după câteva ore în care a stat izolată în casă. Și în Vaslui, lui pompierii au intervenit să scoată apa din gospodării. Meteorologii atrag atenția că episoade de vreme extremă vor mai fi și în zilele următoare. Ploaia torențială a făcut ravagii în județul Neamț. Viitura a distrus case, gospodării și drumuri. Zeci de persoane au fost evacuate, iar în localitatea Bodești, pompierii au salvat în ultimul moment o femeie de 73 de ani din propria casă. Aceasta rămăsese izolată din cauza șuvoaielor. Nici județul Vaslui nu a fost ocolit de inundații. Pompierii au fost chemați în mai multe comune din nord-vestul regiunii pentru a evacua apa din curțile și casele oamenilor. În total, peste 20 de gospodării au fost inundate, iar zeci de animale au fost salvate din calea viitorii. Și în Iași, ploaia torențială a făcut prăpăd. În comuna ieșeană Dagâța, 15 persoane care locuiau în aceeași casă au fost evacuate, deoarece pereții riscau să se dărâme. Șuvoaiele au măturat întreaga localitate. Meteorologii nu au vești bune nici în următoarea perioadă. Jumătate din țară va rămâne sub cod portocaliu de ploi până mâine la ora 6 dimineața.